Data de astăzi, cu care stăm la povești, bineînțeles. Și care a ajuns în timp util, pentru că a zis că stă destul de aproape. Nu știu cum se descurcă în general cu traficul, pentru că face foarte multe drumuri, are și 3 copii și se ocupă de foarte multe campanii. Vine astăzi la noi să vorbim despre una, despre alta, Amalia Năstase. Săruna! Ați ajuns repede? Da. Alții n-au fost așa norocoși. Bună! Am întrebat-o cât a făcut, eu am spus că am călătorit o oră și 20, zice, a, eu puțin. Puțin, pentru că eu stau aproape. Ce bine de tine! Am Casa Presei Libere și... A, imediat! Practic, puteam să vin pe jos. Făceai un efort așa de dimineață. Chiar ești prietenă cu sportul, mergi la sală? Păi da, se și vede pe mine așa. Hai de tu! Nu prea am timp. Din păcate, știu pentru că ești foarte ocupat. În ultimul timp, cred că n-am avut o oră liberă în zi. Și, dar îmi place mult să fac ture de parc, dar asta vara. Iarna... Mai puțin, e mai îngrădită treaba asta. Știu că ai fost în vară plecată peste ocean și aș vrea să vorbim și să-mi povestești puțin despre prietenia ta cu Anastasia Soare. Am înțeles că vă știți bine. Da. Anastasia e un fenomen. Este, da. Pe care sunt mândră să îl cunosc. A avut și acum de curând, a avut o petrecere pe care au dat-o familia Kardashian pentru ea, pentru că... Amintiți-mi cine e Anastasia Soare? Anastasia Soare se machiază, perfect. Face sprâncenele celebre este de la regina Hollywood. Regina sprâncenelor. Așa, da, așa este supra. A avut o petrecere dată de mama Kardashian. Mama Kardashian. Cum o cheamă? Nu știu, că nu urmăresc serialul, dar nu știu cum o cheamă pe mama lor. Nici eu nu știu, dar așa. Acum au două mame. La care am fost invitată și eu și au sărbătorit vânzarea unei părți din compania Anastasiei de către, și cumpărarea acestei părți de către un fond de investiții foarte mare. Wow. Business-ul ei este cotat la 2 miliarde de dolari. Business făcut de o singură femeie și de fiica ei. Adică e un motiv foarte mare, că vine și 1 decembrie acum, este un motiv de a ne mândri cu Anastasia, pentru că este o forță a naturii. Și am fost la această petrecere și, mă rog, invitația suna de la Kim and Chris, Chris Kardashian. Chris Jenner, mă rog. Uh-huh. Și am primit o invitație, mă rog, era pentru Anastasia și zic, mă, cine fi Chris și Kim? Vor fi ele? Zic, nu știu. Dar m-am dus. Și când am intrat acolo, erau amândouă acolo și au fost foarte drăguți. Au făcut poze cu toți. Ai făcut poză cu Kardashian? E la mine pe Instagram, dacă te uiți. Acum intru. Dumnezeule, zi-mi cum e în realitate, te rog. Măi, Kim este foarte frumoasă. Și ea era îmbrăcată, petrecerea se numea Follow the Money sau ceva de genul, oricum, despre bani. Și era îmbrăcată într-un trench care era cu dollar bills pe așa și niște cizme la fel. Și deci din cap până în picioare ea era acoperită. Îmbrăcată în bani, cum ar veni. Dar fața și așa ce am văzut era foarte frumoasă. Da? Și da, și foarte drăguță. Adică a stat cu toată lumea, a făcut poze, am zis eu că vreau o poză cu ea pentru că fiimea cea mare e mare fan și a stat în toate părțile. A ieșit bine, m-a întrebat, adică a fost foarte drăguță. Adică foarte da, și a fost și Kylie, sora ei. Am găsit poza. Frumoasă, da. Kylie Jenner și mama lor, care s-a ținut cu toată lumea acolo și au sărbătorit-o pe Anastasia. Și nu spune, Anastasia se ocupă și de sprâncenele lor? Da, bineînțeles. Da? Anastasia nu mai face de mult sprâncenele celor pe care nu-i cunoaște, dar are câțiva clienți care sunt Oprah, care sunt Kardashians, care Jennifer Lopez. Ce auzi, măi, Florin, ce vorbim noi? Da. O să mă duc și eu ajutor la sprâncene, mă scuzați. Măcar să ajutăm să facă un cafea. Adică la chirurgie, pensă. Pac, pensă, mi-am dat pensă, mă duc pensă, așa. Am găsit și pozele din LA, nu? Acolo da, a fost petrecerea. Da. Le studiez. Și a fost o petrecere foarte wow. Deci m-am bucurat ceva, mult pentru, ceva, da, m-am bucurat mult pentru Anastasia, care este o femeie care a plecat din România, ea cu fetița ei mică, fetița ei s-a făcut mare și împreună fata ei se ocupă de linia de farduri și Anastasia de comunicare și management și așa mai departe. Deci e
O poveste foarte frumoasă de succes. De succes, dar nici tu nu ești mai prejos, pentru că și tu faci foarte multe lucruri și foarte importante. Și fetele tale sunt foarte mari, cred că deja sunt de ajutor în tot ceea ce sunt mari faci. Acum 15 ani jumate și 12 ani jumate. Să trăiască. E și Tomiță de 3 ani. Și Tomiță are 3 ani, nu? Da, da, da. Și adică am încercat să le învăț că ceea ce fac eu cam jumătate din timpul meu este de fapt cel mai important lucru în viață, să faci bine. Și eu sunt președintele Fundației Ronald McDonald în România și ambasador al campaniei contra mortalității infantile la Salvați Copiii. Și de 7 ani călătorim prin toate maternitățile și le dotăm, iar la Fundația Ronald avem 2 case care adăpostesc părinții copiilor care sunt internați în spitale și care vin din alte localități, care în mod normal nu își permit să stea și n-au să stea și ori dorm pe holuri, ori numai că de cele mai multe ori aceste tratamente pot să dureze și 9 luni și un an și vă dați seama ce înseamnă pentru părinte și mai ales pentru copil să stea numai în spital. Pe când la casă nu mai poate veni în casă, case în spitale, vrem să mai construim 2 anul viitor, am avut săptămâna trecută o strângere de fonduri, avem una la București și una la Timișoara și vrem să construim una la București la Budimex, la Marie Curie și una la Iași. Doamne ajută! Da, am adăpostit 18.000 de familii până acum. Oho. La mai multe. Da, la mai multe. Și e mare lucru și asta încerc să le învăț și pe fete, că trebuie să facă bine, pentru că indiferent cât de puțin ți se pare ție că faci, puțin cu puțin se adună și salvezi vieți și ajuți familii și e important. Foarte tare. Mi se pare că ăsta este într-adevăr unul dintre cele mai importante lucruri, să faci bine. Dar timp pentru tine mai ai? Mai în ultimul timp nu prea, pentru că am avut foarte multe proiecte. Săptămâna trecută a fost asta cu Make Happy Day pentru strângerea de fonduri. Cu săptămâna înainte am fost în țară pentru maternități. Am avut și la business, am avut diverse proiecte. Dar vin sărbătorile acum și te mai relaxezi. Și noi la un loc. Mai stați la un loc. Mai... Da. Și Tomiță cum e? Zim de ce? Tomiță e la grădiniță și este preferatul pe acolo al fetelor. Aia am zis să nu cumva să te porți urât cu vreo fetiță pe acolo, că te mănânc. Că sunt o mamă de asta care vrea să aibă un băiat cavaler. Și el e foarte sensibil și drăguț și bun și vorbește ca un om mare. Când mai aude cineva și nu știu, se uită, bă, dar cine a vorbit? El vorbește, are un vocabular de ăsta foarte elevat, așa, nu știu de unde l-a găsit el. E acolo, și, la tine și în familie. E cel care ne ține împreună pe toți, că așa fetele se făcuseră mari și fiecare era în camera ei. Dar de când a venit Tomiță, ne adună pe toți așa din nou și e ceva ce ne-a schimbat viața tuturor. Super femeie, super femeie de afaceri, super mămică, cu multe proiecte. Îți mulțumim mult, Amalia, că ai venit astăzi la noi.